Antonio Picat fumează, ce se întâmplă? Vă luați țigara, voi aprinde țigara. Antonio, potolește-te! Dar nu gata, dar nu mă atingi acum, te rog frumos, adică te-ai ajuns de mine. În secunda asta și când fumezi de față cu mine, dă-mi pricheta, dă alea. Te rog! Cum adică nu o să-mi vreau să-mi spui? Fumezi sau nu? Da, fumezi. Nu știu dacă m-am auzit așa de bine ce am spus în casă, însă astăzi facem cel mai mare prank din istorie, fraților. Vreau ca înainte să înceapă vlogul să desfințați butonul ăla de like, deci să îl spargeți acolo în continuu, pentru că o să fie unul dintre cele mai tari, cele mai șmechere, cele mai epice prank-uri pe care le-am făcut vreodată. Înainte să continuăm clipul, am o veste extrem de bună să vă dau, așa că rămâneți până la final. Dacă vă plac jocurile pe telefon, am o surpriză pentru voi. Raid Shadow Legends este cel mai tare joc existent la ora actuală pe telefon. Este primul joc care aduce pe telefonul tău o adevărată experiență la nivel de consolă. Are o grafică absolut genială din câte vedeți și gameplay-ul e absolut senzațional. Îl puteți descărca prin linkul din descriere sau aici prin codul QR. Jocul are milioane de combinații și de campioni. Sunt o grămadă de lucruri de explorat, așa că, sincer, vă spun, nu ai cum să te plictisești de Raid Shadow Legends. Plus că ai ocazia să te joci alături de mine pe telefon, dar înainte să-ți spun cum, haideți să vă povestesc puțin despre campionii mei favoriți din joc. Bracchus. Dacă vrei să faci tone de daune în luptă, alege-l pe Bracchus. Pur și simplu nu se oprește să lovească. Una dintre abilitățile sale atacă un singur inamic de 6 ori. Dacă asta nu e suficient, atunci când HP-ul lui Bracchus scade sub 40%, daunele pe care le provoacă cresc cu 40%. Gurgo este un campion uimitor. Cu el oriunde poți îngheța oamenii. Perfect pentru a controla atacatorii inamici. El poate îngheța întreaga echipă cu a doua sa abilitate. Poate lovi inamici de câteva ori mai mult dacă sunt înghețați, iar pasiva lui chiar îngheață dacă un atacator îl rănește prea mult. Raid vine luna aceasta cu o nouă provocare. Eu nu am reușit încă să o îndeplinesc, dar poate reușiți voi. Brutalul Hydra Boss. Un boss foarte greu din joc, care este foarte dificil de învins și o mulțime de evenimente și turnee în fiecare zi. Dacă descărcați jocul chiar acum și vă apucați de el înainte să se termine luna, aveți șansa să puneți mâna chiar pe un campion legendar nou-nouț. Iar dacă doriți un început promițător, adică să nu plecați și voi de la zero, tot ce trebuie să faceți este să accesați linkul din descriere. Jucătorii noi vor primi gratuit un campion Vergis, 200k silver, un XP boost, o reîncărcare de energie și un job antic, astfel încât să puteți invoca un campion minunat de îndată ce intri în joc. Veți găsi aceste recompense aici în inbox doar pentru următoarele 30 de zile. Primii care descarcă jocul vor putea fi prieteni cu mine și ne vom putea juca împreună, așa că ce mai aștepți? Linkul este în descriere sau codul QR. Raid Shadow Legends. Sunt extrem de curios cum o să iasă prank-ul ăsta și nici măcar nu mă aștept la reacția iubitei. Deci cred că este primul prank în care nu mă aștept ce reacție o să aibă iubita mea. Deci nu știu cum o să reacționeze. Ei bine, guys, astăzi o să facem prank-ul cu țigările, guys. Prank-ul cu fumatul. Antonio Picat fumează, ce se întâmplă? Am în cap de mai mult timp chestia asta, prank-ul ăsta, dar nu am găsit niciodată momentul potrivit, ocazia potrivită. Iar astăzi este ziua, a venit ziua, cel puțin o altă ocazie mai potrivită nu am văzut. Am reușit să iau camera pe pâș-pâș și să-i dăm bătaie și ne pun la cap. În momentul de față sunt în drum spre Peco, nici măcar în curte n-am vrut să filmez, pentru că n-am vrut să mă vadă iubita pe geam sau ceva. Mă, deci am așa de multe emoții, n-am putut să vorbesc așa de tare pentru că iubita era fix deasupra mea și n-am vrut să se audă. Chiar nu vreau să stric prank-ul ăsta, chiar nu vreau să se prindă absolut nimic și vreau să fie bine. Iubita m-a trimis la magazin să cumpăr câteva lucruri. Nu mai știu ce m-a trimis să cumpăr. Iubita m-a trimis la magazin să cumpăr, că nu mai amintam ce lucruri trebuie să cumpăr. Să cumpăr câteva lucruri, dar pe lângă toate aceste lucruri pe care le voi cumpăra, voi cumpăra și un pachet de țigări, care este inexistent
în studio, adică noi nu avem un pachet de țigări, așa că o să trebuiască să mă duc să cumpăr unul. Nici măcar nu știu ce fel de pachet. Și după ce o să luăm toate chestiile astea și pachetul de țigări, atenție, o să mergem acasă, o să-mi pun geaca asta în cui. O să iau pachetul de gume și o să-l pun lângă pachetul de țigări în buzunarul ăsta din geaca mea. Deci aici va sta pachetul de gume lângă pachetul de țigări. După care voi merge în studio să-i dau toate celelalte lucruri pe care mi-a zis să le cumpăr, în afară de pachetul de gume. Sper acum să-și reamintească și ea că m-a rugat să-i cumpăr un pachet de gume. Chiar a spus că are poftă de gumă aia de la Airways, no promo, aia MOV e guma noastră de suflet. Chiar îmi place rău de tot și eu mai am poftă câteodată să ronțăi la o gumă din aia. Faza e că eu mă bazez doar pe pachetelul ăla de gumă, să-și aducă aminte că mi-a cerut să-i cumpăr un pachet de gumă. Iar dacă cumva, prin absurd, prin ghinionul meu maxim, nu o să-și aducă aminte de pachetelul de gume, nu știu, o să o îndrum eu cumva în așa fel încât să se ducă în geacă și să-mi caute pachetul de gume, o să-i spun că am eu poftă sau ceva. Și aici vine partea interesantă, guys, în momentul în care iubita se va duce după pachetul de gumă și surpriză, nu va găsi doar pachetul de gumă, va găsi și pachetul de țigări. Nu știu sincer cum o să o fac, dar m-am gândit să-mi aprind și o țigară lângă ea. Nu știu cum o să o fac, dar ați înțeles voi ideea. Hai să facem chestia asta, hai să cumpărăm pachetul de țigări și să vedem ce o să se întâmple. Băi, guys, chestia asta nu o să o mai fac niciodată. Deci nu știu, m-am simțit așa un pic vinovat. Când o să se termine prank-ul ăsta, cred că o să mă simt extra mega vinovat. Am luat aici totul, dar piesele de rezistență, pachetul de gumă și pachetul de țigări. Pentru a fi prank-ul cât mai realist, nu o să-l țin în folie, așa că o să îl desfac, o să-i fac un mega unboxing. Să vadă un pic că e un pic deteriorat, e un pic folosit, are o zi, două la activ, adică ce era să uit. Am luat și, ai mai văzut un fumător fără brichetă? Am luat și o brichetă și ghiciți ce voi face înainte să-i fac prank-ul iubitei. Voi lua țigara, nu o voi băga în gură, totuși, dar voi aprinde țigara. Îmi voi da așa pe lângă mine cât mai mult fum, cât mai mult fum, deci cât mai mult fum, pentru că în momentul în care mă voi duce la iubita și o voi pupa și vă spune că am făcut cumpărăturile, vreau să văd, vreau să văd dacă o să-și dea seama că miros la țigară. Iubire, am ajuns! Ești în cameră? Bine, mă duc, vezi că mă duc sus. Pa, bine! Trebuie să găsesc repede un loc unde să pun camera, în așa fel încât să prind toată camera ta, să nu vadă camera. Bun, tocmai am amarajat camera. Acum o să mă desprag de haine, o să mă pun fix pe scaun ăsta de la birou. O să mă pun acolo, eu o să stau la birou frumos, să-mi văd de treabă, pum, îi dau cumpărăturile iubitei în momentul în care o să ajung în studio, gata, mă grăbesc. Am pus chestiile astea în buzunar, deci sunt fix în buzunarul din spre canapea, deci n-are cum să mă regăsească și fix în buzunarul ăla sunt și gumele. Sper să iasă bine, domnule. Cred că ești T-Rex, așa. Da, zici că sunt T-Rex, nu zici că mă.
Hai, la ce ne uităm? Când poți să te zic eu? Poți să-ți dau acum în seara asta? Omul, cu mâine. Mâine? Mhm. Când nu știu, caută și tu un film. Iubire, mie miroase foarte urât aici. Nu știu. Nu miroase de la pufuleață, că știu cum miroase pufuleții. Miroase a arsa. Cred că de la ce miroase? Aaaa, tu băi, tu mi-i mână! Aaaa, cred că drău! Deci pe unde e trăcumana? Ai risuit și tu un pic de rău? De ce puiu? Că e frig! Miroase urât rău! Nu-mi place! Ce-l pui și-o miroase pofii? Ce-i miroase? Ea nu miroase nimic, chiar am mai risuit că avea asta mai. Miroase în chis, a ghenă! A ghenă? Nu știu, a țigări, a urât rău, nu știu. Nu știu. Mi-e frig. Păi dacă stai cu picioarele goale... Mi-aduci mie pătura aia roz de acolo. Hai că era aiurea să stea acolo. Hai. Ce-i tu, bebe? Ce, mă vezi prea mare? E, nu, dar nu stai unde să e? Nu, că nu vreau pătura. Păi nu uite nici nu... Nu e prea necai. A, mă veles doar eu, bine. Mi-e frig rău la picioare. Dacă ai stat dezbrăcată... Mă mănâncă și nasul. Ia vezi, certam. Te mănâncă nasul? Mhm. Hai, ce căută? Alo? Nu mai pot, dar nu mai pot să mă mișc. Ce, mă duc eu să iau? Și dă și geaca aia la o parte. Am pus. De ce ai lăsat-o acolo și nu ți-ai dus-o în cuier? Ai loc? Sigur? Da, iubire. Hai. Hai din urmă. Nu știu, stai să vedem ce e în top. Vreau comedie. Vrei comedie? Da, am chef să râd. Grab. Hai, bebe, de geaca. O dai tu, te rog, până gaudi film. Te rog. Vrei să trag canapeaua? Mamă, bebe, ce e asta? Ce? Miroase a... Ma... Miroase și tu un pic, te rog. Nu miroase nimic. Nu tot ce am crezut spui eu. Ce miroase? E fâș și eu... Vomit. De ce? E fâș și ai fost undeva cu ea și miroase a... Tom Beron, Doamne iartă-mă! Uite, îți jur că nu ai treabă în Tom Beron, nu e o pasiune ascunsă de-a mea. Hai, dă-te să stau așa. De ce ai? Nimic, mi se pare că miroase foarte urât, las-o așa. Mi se pare că te compus cu dat. Eu? Da! Eu, uite! Miros urât? Ce s-a întâmplat? Ești așa superstițioasă, nu ești... Superstițioasă? Zi, care cuvântul? Ești... Suspicioasă, suspicioasă, bebe. Așa. Nu sunt suspicioasă. A, nu mai vreau comedie. Deja? Vreau să mă întorc la tău. A, da. Bună. Ideea... Te întorc asta așa? Dar tu stai bine? Da, eu stau bine. A, și mai fac masa lui de la nebun. A, ce bine e. Și gumițele mele? Le-ai mai luat sau ai uitat de ele? Care? A, da! Unde e cum? Sunt în geacă. Dă-mă încolo de treaba, bebe, adu-te tu că nu mai pot. Deci nu pot nici măcar să mă ridic, am febră de la... Deci pe mine mă doare spatele, zici că suntem doi moși. Te rog frumos. Te rog. Te duci să iei. Ia uite la fata mea. Te rog. Te rog. Mama, mănânc eu pufule, mi se duce pofta de pufule. Sunt în lungă. Nu, nu sunt în lungă, sunt geacă. Mamă, iubire, du-ți geaca asta jos, te implor! O să duc, o să duc, dar nu pot acum. Ce? Ce-i asta? Ce-ala? Nu vede box. Nu știu cu eu. Și asta? Nu știu, nu sunt ale mele. Și în geaca cu era? Era în geaca, dar nu sunt ale mele. Aaaa, a apărut acolo, de înțenim. Da, ce-i drept, era și bună. Vezi că ți-a căzut spricheta. Dar nu sunt ale mele. Cum adică nu sunt ale tale? Nu sunt ale mele, ce-ți dă și mici asta, nu?
Păi nu sunt ale mele. Și de ce ești desfăcut? Nu știu, dar bricheta... Și fumat? Nu-i bricheta. Dar de ce o cauți? Ca să-ți arăt că nu-i al mea. Cum poți să-mi arăți tu că nu-i al ta? Păi nu știu cum poți să-ți arăt, dar nu sunt ale mele. E bine, nu mă enerva, te rog. Ce sunt astea? Nu sunt ale mele! Ce caută astea la tine în geacă? Nu mă enerva, te rog! Astea nu sunt ale mele! Nu vezi că e pachetul aproape nou? Doar o țigară fumată! Astea miros au mie! Miros afum! Iubire, știu cum miros țigările! Te rog frumos, lasă-mă! Mele și nu sunt ale mele! De ce miros ai afum? Geaca ta miroase a țigări. Dar nu miros, dar nu e de la mine. De la cine atunci? Nu știu, nu știu. Ok, să zicem că mirosul nu e de la tine. Dar țigările de ce erau în geaca ta? Nu știu, probabil, nu știu, le am în geaca de mai mult timp și nu le-am... Cum adică de mai mult timp? Nu știu, de probabil... De ce să le ai de mai mult timp? Nu știu, când am mai fost noi plecați sau așa, nu știu. Cum au programat în geaca și le-am lăsat acolo, nu am băgat de seama. Cum să apară din moment ce tu nu fumezi? De ce te uiți așa și de ce râzi? Că nu sunt ale mele. De iubire, ce vreau să mi spui, fumezi sau nu? Da, fumez. Ce? Glumești, nu? Nu! Ba da, faci mișto că te văd pe față, zi-mi de ce sunt astea la tine, mă enervezi. Bine, de două spune m-am apucat și am început să fumez. Deci sunt ale tale? Mhm. Și atunci de ce mai minți? Că nu vreau să afli, momentan. Că nu știu. Adică te ascunzi de mine? Nu, dar... Vreau să afli. Am venit că o să ne certăm. Mă enervezi. Fai mișto, e o glumă. Filmezi? Nu e nicio glumă. Chiar nu e nicio glumă. Chiar nu filmez. Mă enervezi? Ce? Spune-mi, te rog, e o glumă. Și spune-mi că nu sunt ale tale. Ba da, sunt ale mele. A, deci acum am recunoști. Păi te hotărăști ori alba, ori neagra. Da, sunt ale mele, dar... De când fumezi tu? De două săptămâni, am înțeles, ok. Dar de ce fumezi? Nu știu, am zis și eu să încerc. Cum adică ai zis să încerci? Nu știu, să încerc și eu să văd... Antonio, stai un pic! Da, stai un pic, da? Da, stai un pic și o să vorbim și să discutăm! Dar nu te mai supăra, că nu fac nimic greșit. Doar niște țigări. Faci mișto? Nu, stai puțin, mi-a căzut bricheta. A, deci aia era, dar ia las-o un pic și hai să discutăm, te rog frumos. Faci mișto de mine? Stai puțin, cum adică sunt niște țigări, ok, o narghilea, înțeleg. Un vape, lași tu ăla când mai ieși, ok, înțeleg. Dar astea care au tutun și nicotină? Ok, narghilea, chestiile alea n-au nicotină și n-au nici tutun. Astea au tutun, Antonio. Alo! Îți bagi joc de sănătatea ta, frate, te-ai operat la plămâni, faci de-astea! Faci mișto de mine! Ei, doar un țigar! Vrei să-ți bagi joc? Vrei să pățești ceva? Vrei iar să ajungi în spital? Gata! Dar nu gata! Dar nu mă atingi acum, te rog frumos, adică te-ai ascuns de mine! Și m-ai mințit! Dar eram sigur că așa se va întâmpla! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Deci ei sunt... Vorbesc foarte serios, chiar știi bine că eu nu-i sunt pe ei tăi să... Le spun probleme sau de-astea, dar e pentru prima dată când o să-i sun și le spun că fumez. Te liniștești un pic. Vrei să fiu daia așa de suferită care sună să părească iubitul că fumează? Bine, gata, nu o să mai fumez. Gata, mă las. Cum adică? Mă las de fumat. Nu te mai cred, adică m-ai mințit, adică faci de-astea, nu te mai crede nici mama, nici nimeni. M-a pocnit o durere de cap, îmi vine să plâng de nervi și de dragi. Dar uite-te că e plin, nu am fumat. Nu e plin. Lipsesc niște țigări din el. Da, dar eu sunt chioară, nu văd că e desfăcut. Ia și fumează, bate joc de sănătatea ta. Ia. Asta nu e tot a ta? Acum am zis că asta nu e a ta, din nou. Ba, ea mea, dar am evitat să spun prima dată, nu e normal. Adică mai ai și tu pe să zici, nu e normal. Și ce vrei să spun prima adică dată? Da, nu eu fumez. Nu puteam să spun chestia asta. Nu, dar înțeleg de ce te-ai ascuns. Cum adică nu, dar nu e normal să... Adică nu e normal să nu zic, nu e normal să mint, iubita, nu e normal! Deci tu mă minți și... De
Deci dacă bagi chestia aia în gură lângă mine, Antonio? Ce? Mamă, ești, te rog frumos. Ești, te rog frumos. Poți să fumezi? Tu te auzi? De ce nu e ok? Antonio, potolește-te! În primul rând, nu în casă! Și în al doilea rând, tu nu ești așa! Cum adică ce e greșit în asta? Ce e greșit în asta? În secunda asta și tu nu fumezi de față cu mine. Dă-mi bricheta, dă alea! Dă alea, te rog frumos! Ce? Mamă, ce urâm miroase, dar ție nu ți-e rușine! De ce? Hai, te rog frumos! Deci, iată, nu... Deci, le arunci în secunda asta, vreau să văd pe tine cum le arunci. De ce mă pui să fac? Da, lasă că le arunc eu! Stai puțin, dar nu le arunc, că am dat da, da. Mamă, ia uite, mă, mai pot! 10 lei, 15 lei, 30 de lei cât o fi. Uiu, dar de ce... Te rog frumos, lasă-mă în pace! Dar tu nu ești așa, nu te mai recunosc! Nu înțeleg, frate, ce-au fost în capul tău? Ce în capul tău? Cum adică să fumezi? Tu care ești cu plămânul ăla! Te rog! Cum adică nu o să mai fumezi? Nu te cred, dar te rog, ia mâna de pe mine și lasă-mă că sunt nervoasă! Te-am făgălit, am suflet, am suflet! Lasă-mă! Cu stările tale, dă-le în pisicile! Dar știi, nu fumezi, de ce să-i veniți? Doamne, arată-mă, ți-ai băgat-o în gură acolo! Ai băgat-o în gură? Păi ieșa un pic de fum! Da, nu te cred că e un prank! E prank, chiar e prank! Uite camera, e prank! Unde e? Uite acolo după pantă! Nu e prank! Te rog! E pusă acolo de fațadă, nu? Te rog! Nu, e prank, te rog, lasă-mă! Nu e prank, chiar nu e prank, chiar nu e prank! Cum adică chiar nu e prank? Chiar e prank, chiar e prank, este, este, e prank, uite camera aici! E prank, puiul! Puiul e prank! E prank, îți promit eu că e prank! Deci mai aveam un pic să plângă, ești nebun la cap! Dar de ce ți-ai băgat ăla? Lasă-mă că-s nervoasă! Ce? Nu găsesc cuvintele, de ce ai băgat țigara aia în gură lângă mine? Și de păi ce ca să pară real, apără real? Mă, chiar am crezut că s-a prins la un moment. Frate, dar ai văzut cum am simțit mirosul de țigară? Da, frățioare! Chiar că imediat o să simt eu mirosul de țigară, pentru că eu miros meu la parfum și am cunoaște parfum. Și eu sunt foarte sensibilă la fumul de țigară. De mică sunt foarte sensibilă. Te rog frumos, alungi, alegem să le arunci. Da, le arunc, le arunc, le arunc. Chiar o să mă duc acum să le arunc la cel mai apropiat coș de gunoi. Mă, frate, și să-ți aprinsese aia lângă mine. Guys, în ciuda prank-ului, noi vrem să vă transmitem că nu e ok să fumezi și nu recomandăm chestia asta. Nu recomandăm tutunul, mai ales... S-a strănut. De la fumul de țigară, da. Jur. Mai ales... Foarte tare s-a strănut. Mai ales celor sub 18 ani. După 18 ani este alegerea oricărui om. Auzi, să facă ceea ce vrea. Miroși? Dar de ce miroși pentru a țigară? Pentru că am aprins... Ah, da, am uitat să spun, pentru că am aprins o țigară în mașină și am dat că așa... Că tu miroși a țigări. Da, nu da, am aprins o țigară și am dat-o pe mine. Deci nu recomandăm să fumați. Știm că ne urmăresc foarte mulți copii. Chiar și e peste 18 ani, noi nu vă recomandăm. De la 18 ani este alegerea voastră, bineînțeles, însă noi nu recomandăm chestia asta. E ceva foarte nesănătos. Sunt foarte multe motive pentru care nu trebuie să fumezi, așa că noi vă pupăm și vă mulțumim și mult de tot! Și mă toată inima mea că este un prank și că... Dar oricum m-a enervat și oricum sunt foarte supărată și oricum mă doare capul foarte tare și oricum nu o să te iert pentru prank-ul ăsta și o să fiu un prank pe care nu o să-l uiți! Rupeți butonașul de like, vă pupați, pa!